Colegiul director județean al Partidului Național Liberal Sălaj, întrunit în ședință în 4 iulie, a validat candidaturile la 51 de candidați pentru funcția de primar. În cinci comune, Fildu de Jos, cu Plac, Gârbou, Creaca și Bocșa, vor fi susținuți candidați independenți, foști și actual primari, iar în comunele Crasna, Șamșud, Camăr și Boghiș, PNL va depune liste doar pentru Consiliul Local. Au anunțat reprezentanții formațiunii politice într-o postare pe Facebook. Printre cei cinci independenți se regăsesc patru actual edili de comune, care au demis recent din PSD. Mircea Pop, primar în Cuzăplac, cel mai longevit primar Sărăjan, Alexandru Spătar, primar în Gârbou, Eugen Terec, primar în Creaca și Albert Nicolae, primar în Fildu de Jos. Cel de-al cincilea este Ioan Barou, un fost liberal care își încearcă din nou norocul pentru fotolul de edil în Comuna Bocșa. Barou a mai ocupat această funcție în mandatele 2004-2008 și 2008-2012, dar și din 2012 până în 2014 când a fost demis prin ordin de prefect ca urmare a unei condamnări penale definitive de un an și jumătate cu suspendare condiționată pe un termen de încercare de 3 ani și 6 luni pentru abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat faptelor de corupție și fals intelectual. Edilul a fost dat afară cu regrete din PNL pentru ca în 2016 să se înscrie din nou în cursa pentru primăria Bocșa, de această dată ca independent. A pierdut însă în fața candidatului UDMR. În ceea ce privește primăria Zalău, liberalii au anunțat că îl vor susține pe Florin Iordache, candidatul desemnat de USR+, Plus, în timp ce în lupta pentru șefia Consiliului Județean, cu sprijinul Alianței Amintite, vor merge pe mâna solistului de muzică populară din Uiancu Sălăjanu. La scurt timp după anunțul liberalilor, conducerea PSD Sălaj a reacționat tot pe rețelele de socializare. Am aflat în urmă cu câteva zile că opțiunea celor patru colegi, primarii din Cuzăplac, Gârbou, Creaca și Fildu de Jos, este ca la alegerile locale din acest an să candideze ca independenți. Respectăm decizia pe care au luat-o și le mulțumim pentru munca pe care au depus-o an de zile în calitate de primare PSD în comunitățile care i-au ales. Noi vom continua discuțiile cu cei patru edili și poate până la depunerea candidaturilor vor lua o altă decizie. Îi întrebăm pe pedeliștii vopsiți în peneliști dacă atunci când au ei un interes e bună ciuma roșie au scris cei de la PSD sălaj.